statar să vedem care este exact problema și de ce au degenerat lucrurile chiar acum, Cornel? De ce a fost alimentată toată această stare de agitație? Te rog. Bună ziua, Aneta! Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Ne aflăm în față Ministerului Sănătății. Uitați-vă puțin, acest individ se află fix la balconul de deasupra intrării în această instituție. Nu înțeleg în aceste momente de unde a venit această degenerare. E foarte posibil ca oamenii să fi fost nemulțumiți de ceea ce a declarat Alexandru Rafila, pentru că i-am văzut pe foarte mulți care urmăreau transmisiunea de la Ministerul Sănătății în direct. Rog pe colegul meu să vină alături de mine, doamnelor și domnilor, să vă arăt concret ce se întâmplă aici, pentru că sunt zeci de jandarmi care au venit aici în fața ministerului. Sunt în aceste momente și cei de la poliție care încearcă să soluționeze problemele. Sunt mult mai mulți jandarmi decât am văzut de dimineață când am transmis, doamnelor și domnilor, de aici. Acest individ se află chiar și la această oră Ministerul Sănătății și scandează numele Alexandrului Rafila. Haideți să venim puțin aici mai aproape de protest. S-a forțat intrarea, spun oamenii de aici. De ce? De ce s-a forțat intrarea? Bună ziua! Rog pe calul meu să vină, vedeți, doamnelor și domnilor, că sunt persoane violente aici acestui protest. Să știți că este un lucru destul de caracteristic celor de la AUR și e de precizat că cei de la poliție au ajuns aici și încearcă să îi calmeze pe protestatari. Da, Cornel, vom reveni la tine. Rămânem cu imagini în direct de la sediul Ministerului Sănătății. Îl salut și pe Antonia Andrușceac, deputat AUR, în direct alături de noi. Mulțumesc pentru intervenție, domnule Andrușceac. Ne auzim? Da, da, vă aud, domnule Andrușceac. Ce s-a întâmplat la acest protest? Înțeleg că scopul nu era acesta, de a face un adevărat circ televizat. Nu sunt acolo. Eu sunt în conferință online la Ministerul Sănătății, la acea așa zisă dezbatere publică cu final anunțat, pentru că suntem deja de vreo două săptămâni în posesia documentului care așteaptă doar semnătura domnului Ciolacu, documentul de aprobare a acestei propuneri legislative fiind deja redactat cu mult înaintea dezbaterilor, deci o altă bătaie de joc la adresa cetățenilor cărora ei vor să le impună acest proiect, spunând că nu este o vaccinare obligatorie, dar prevăzând amenzi de 100 de milioane dacă nu te vaccinezi. Păi ori e obligatoriu și atunci nu amendezi pe nimeni dacă ia decizia să nu se vaccineze, ori îi dai amendă, deci obligatoriu să facă lucrul ăsta. Să se hotărască că țara asta nu mai poate fi prostită chiar așa. Oricare vine aici și dă câte un ban ăstora de la guvernare, că e OMS, că e Uniunea Europeană, că e te miricine, vin și impun poporului ăsta tot felul de aberații. Păi noi am fost vaccinați, avem de 10 de ani vaccinuri făcute din generație în generație, nu contează că anumite boli au revenit, deci tulpinile s-au modificat. Dar eu vreau să văd, și asta aștept să intru în discuție directă cu domnul Rafila în cadrul acestei așa zise dezbateri, să-l întreb despre buget, să-l întreb despre Institutul Cantacuzino, pentru că tot ce vedem în acest proiect, în afară de o obligativitate mascată, este un angajament al României de a cumpăra pe termen lung medicamente și vaccinuri din alte țări, în timp ce nimeni nu face o strategie națională pentru repunerea pe picioare industriei farmaceutice românești. Bun, din cauza asta, dumneavoastră spuneți că oamenii sunt nemulțumiți și că lucrurile au degenerat cumva acolo, în fața Ministerului Sănătății, pentru că... Doamne, noi ne-am săturat să dăm bani pe alimente aduse din import, care sunt pline de bacterii de prin alte locuri, și nu dintr-un loc doar, ci din 5, 6, 7 și a
bubuit, obezitate infantilă, problemă cu care România după anii 90 nu se confrunta deloc. Obezitatea infantilă a bubuit peste tot în lume, nu doar același în lucru se întâmplă cu cumpărarea acestor vaccinuri care sunt făcute pe baza unor virus care provin din altă parte. De aceea aveți dovezi în acest sens, pentru că faceți niște acuzații destul de grave. E dovedit științific, s-a văzut și cu problema cu COVID-ul, care a suferit nu știu câte mutații, de aceea vaccinurile nu sunt ceea ce trebuie. Un vaccin este, cum să spun, confirmat în ani și ani de studii, el trebuie să fie fabricat dacă ne dorim lucrul ăsta și ne dorim o populație sănătoasă în România, din, știu și eu, culturi de bacterii, nu știu, virus care sunt specifici acestui loc, ca să poată să aibă o eficiență. Altfel, dacă importăm doar de dragul de a da bani unora, să plătim un fel de taxă la înalta poartă, nu facem nimic. S-a văzut că nimeni, în momentul în care creează obligativitate, nu își ia și responsabilitatea acestui act. Adică să spună, băi, eu te oblig să te vaccinezi, dar în cazul în care se întâmplă ceva, eu răspund, eu și cu producătorul de vaccin. Ați auzit vreodată să se întâmple așa ceva? Păi dacă face un vaccin bun, care mi-e folositor și care e în folosul sănătății oamenilor, de ce nu și asumă responsabilitatea a ceea ce produce? Că plătim bani pe el, nu e degeaba dat. Deci eu nu am înțeles, sunteți împotriva vaccinării sau nu? Că dumneavoastră acum spuneți că nu-s bune vaccinurile. Doamnă, haideți, nu ne facem că prostim oamenii la televizor. Deci una cine este, se face? Nu se face una este obligativitatea, asta, una este vaccinarea, alta este obligativitatea vaccinării. Un act medical liber consimțit, conform Constituției, dreptului pacientului, tratatului de la Oviedo și altor tratate internaționale la care România e parte și dacă vor să creeze obligativitate, în primul rând trebuie să elimine din lege, să abroge aceste legi, aceste tratate, să se retragă din ele, apoi să creeze obligativitate doar în momentul în care își vor asuma și responsabilitatea pentru actul pe care vor să îl impună. Bun, dumneavoastră, acum despre clar, vaccinul nu este vorba, nu vreau să mă lămuriți. Sunt împotriva obligativității. Vreau să mă lămuriți despre ce vaccinuri este vorba în documentul pe care dumneavoastră l-aveți în față și înțeleg că participați la acea dezbatere, da, care prevede să se modifice legea. Despre ce vaccinuri este vorba? Vă ziceați de ceva amenzi, dacă nu se vaccinează lumea, primește amendă. Despre ce vaccin? Amenda maximă e de 10.000 de roni. Dacă nu ne vaccinăm, împotriva ce? Păi acolo pe listă, și eu am întrebat lucrul ăsta deja, pot fi adăugate orice vaccinuri în funcție de, știu și eu, strategia pe care OMS-ul o ia, sau de boli care pot să apară. Că ei știu când apar bolile. În caz de pandemie, în caz de epidemie. În caz de pandemie, păi, doamnă, în caz de epidemie. Doamnă, pe de o parte ei ne acuză pe noi de manipulare și de teoria conspirației, pe de altă parte ne dau apă la moară spunându-ne că răspăi mine o să apară un COVID nou. Nu spune nimeni asta. Ăștia sunt rude cu mama Omida, toți, de unde știe ce s-a apară? Deci eu înțeleg din ce îmi spuneți dumneavoastră următoarele, domnule Andrușcea, că în cazul unei eventuale epidemii, pandemii, în care ar mai apărea un nou vaccin, da, menit să combată această pandemie, lumea ar trebui să se vaccineze, că altfel ar fi amendată. Da. Așa e? Așa scrie în acel act? Sau e vorba de alte vaccinuri? Pentru că eu am înțeles de la protestatarii, de la oamenii care sunt în stradă, că ne-ar obliga să ne vaccinăm cu absolut orice înseamnă vaccin și suntem amendați. Acum eu vreau să vă întreb cine dezinformează. Dacă mesajul AUR de astăzi de la protest este cel pe care tocmai l-am spus eu, în cazul în care nu ne vaccinăm, suntem amendați. Nu e așa. Ba da, e așa. Păi nu e așa, pentru că este vorba de o epidemie, este vorba de cu totul altceva. Doamnă, e aceeași situație în care eu aleg de bunăvoie să fiu parte la un act medical sau nu, conform Constituției și drepturilor pe care și libertăților pe care mi le conferă toate legile și toate tratatele internaționale.
În cazul în care este vorba despre o chestiune de sănătate publică urgentă. Doamna, așa a fost și cu COVID-ul și după cum se vede a bubuit cancerul și alte boli și alte chestii și morți subite. Nu este o dovadă că din cauza COVID s-a întâmplat asta, domnule Andrușciac? Da, haideți să nu intrăm în chestiuni medicale. Nu avem specializări în domeniu ca să putem să ne exprimăm și nu cred că este cazul să vorbim. Doamna, e prin internetul, dați o căutare și o să găsiți. Este prin internetul și de dezinformări și de fake news, să știți. Doamna, dacă credeți în japonez, vedeți că vă pot pune la dispoziție, dar să văd dacă îl puneți și dumneavoastră pe ecran, studiu făcut de japonezi cu explozia cancerelor în urma vaccinării COVID. Am înțeles. Sunt studii făcute de japonezi. În ăștia credeți? Hai că în american, nu în ruși, nu în ăia, nu. Nu este vorba despre ce cred eu și despre ce credeți dumneavoastră. Este vorba de realități și despre cum stau lucrurile. Nu, doamne, este vorba de drepturi și libertăți, da? Țara asta a mai trecut prin tot felul de probleme și de epidemii ca întreaga lume. Unele s-au rezolvat, altele cu toate vaccinările văd că încep să apară din nou și asta dovedește încă o dată că omul care vrea și crede în lucrul ăsta se poate vaccina, cine nu poate fi obligat din multe motive. Unul dintre motive este pentru că cei care vor să oblige, nu-și asumă și responsabilitatea, da? Obligativității pe care o creează. Vreau să vă rog să-l ascultăm puțin, domnule Andruș. Vreau că în gata, domnule Andruș. Am înțeles. Este și colegul meu, Stelian Negrea, la telefon, vrea să completeze puțin. Eu zic așa, Aneta, nu ne mai ducem la doctor, mergem la domnul Andrușiac și la AUR. Nu, sau dăm un search pe Google, sau întrebăm pe japonez. Dăm un search pe Google și mergem la domnul Andrușiac să ne zică... Vaccinați-vă puțin împotriva zgomotului, domnul Andrușiac, dacă vă supărați, vaccinați-vă puțin împotriva zgomotului. Deci eu zic, nu mai merge la doctor. Deci dăm facultatea de medicină. Domnule Andrușiac, vă rog puțin, Stelian a ascultat. Haideți să lăsăm și pe colegul meu să vorbească puțin. Domnul Andrușiac. Așa, mai puțin. Îl poate la tăie potolii pe domnul Andrușiac. Eu zic să nu mai mergem la doctor. Încă o dată, toată lumea care se uită acum la televizor, nu mai călcați în vecii vecilor într-o sală de operații, nu mai mergeți la doctor, mergeți la domnul Andrușiac, că știe el cum e cu vaccinurile, că are pregătire medicală domnul Andrușiac. A făcut 6 ani de facultate domnul Andrușiac. Domnul Andrușiac a citit pe net. A citit pe net domnul Andrușiac cum e cu vaccinurile. El știe cel mai bine. Uite, eu de acum încolo am 3 copii. Nu mă mai duc la doctor. Mă duc la domnul Andrușiac. Să ne zică domnul Andrușiac cum e cu vaccinurile, că vă care studii. A citit pe net, e specialist. Eu vorbesc de drepturi. Domnul Andrușiac, dumneavoastră ce specializare aveți, domnul Andrușiac? Aveți putere de discernământ și puteți... Domnul Andrușiac, care e specializarea dumneavoastră? Obligativitate și vaccinare. Domnul Andrușiac, aveți o patalama la mână, patalama. Care e pregătirea dumneavoastră? Spuneți-ne sincer, care-i pregătirea dumneavoastră? Ce sunteți? Inginer, hidrolog? Sunetist? Mă rog? Ce pregătire aveți? Sunetist? Okay. Eu mi-am făcut studiile la zi și mi le-am terminat cu niște... Bravo! Medicina? Niște limbi pe care dumneavoastră nu pot să le pronunț. Domnul Andrușiac, lasă pe mine niște ursate 2 medicina, bani, intră la subiect. Domnul Andrușiac, atenția la mine. Să nu vină la mine, ci să se ducă la domnul medic. Domnul Andrușiac, sunteți deputat, sunteți plătit din banii mei. Care studiile dumneavoastră? Domnilor, trebuie să vă mulțumesc și cu siguranță vom continua dezbaterile pe marginea acestui subiect și vom continua să urmărim ce se întâmplă la Ministerul Sănătății. Rămânem cu imagini în direct de acolo. Ioana Constantin continuă să urmărească subiectul începând cu ora 16 la Politica Zilei. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem la ora 17 la un nou jurnal.